Bună tuturor! În acest tutorial vă voi arăta cum se lucrează această brățară, care poate fi foarte bine un mărțișor sau, dacă este lucrată cu alte culori, o puteți purta oricând. Este un model foarte simplu, se lucrează cu piciorușe scurte, iar pe margine făcut modelul cu o altă nuanță. Aceasta este pentru adult. Acum depinde de fiecare cât are mâna de groasă. Are o lungime de 19 cm, 20 cu tot cu gaica pentru nasture. Bineînțeles că aici pe margine se poate face pentru a lega brățara, se pot lăsa doar fire roșu și alb și apoi se face fundiță. Sau puteți să puneți năsturel așa cum am pus eu. Voi folosi bumbac mercerizat roșu și alb și croșetă de 1,75. Să vedem cum se lucrează. Pentru aceasta mai mare am început cu 50 de ochiuri de lanț. Acum voi lucra mijlocul cu alb și modelul de pe margine cu roșu și voi lucra cu 40 de ochiuri de lanț, astfel încât să vină unui copil. Facem primul ochi. Avem firul cu care lucrăm. Facem o buclă. Îndoim bucla peste firul cu care se lucrează. Iar apoi introducem croșeta prin cele două cercuri și tragem. Și facem 40 de ochiuri de lanț. Și avem un lănțișor. Primul rând, începem cu un punct de lanț și vom lucra în fiecare ochi de pe rândul anterior câte un picioruș scurt. Adică introducem croșeta în primul ochi. Tragem firul cu care croșetăm. Apoi luăm jeteu și tragem prin cele două ochiuri. Și am făcut un picioruș scurt. La fel procedăm în fiecare din cele 40 de ochiuri.
și astfel am încheiat primul rând cu piciorușe scurte. Pe cel de-al doilea și cel de-al treilea rând vom lucra tot piciorușe scurte. Cel de-al doilea rând îl începem cu un punct de lanț, întoarcem și lucrăm în fiecare ochi de pe rândul anterior, în fiecare picioruș de pe rândul anterior, câte un picioruș scurt. Adică introducem croșeta în fiecare ochi, luăm jeteu, tragem, luăm jeteu și tragem prin cele două. Mergem la următorul. La următorul. Și la fel până la capătul rândului. Și aproape am încheiat cel de-al doilea rând. Nu uitați să lucrați și în ultimul ochi. Și avem cele două rânduri de picioruș scurt. Cel de-al treilea rând lucrăm la fel, adică întoarcem lucrul și lucrăm în continuare încă un rând de picioruș scurt. Iar la rândul 4 va fi un pic diferit. Am terminat și cel de-al treilea rând de picioruș scurt. Acum, după cum ziceam, este un pic diferit. Un pic diferit în sensul că trebuie să realizăm buclele acestea în care vom face modelul cu nuanță diferită. E bine ca la una dintre margini, dacă doriți să puneți năsturel, e bine să faceți din atunci când faceți buclele, să faceți încă o buclă pentru gaică, în funcție de cât este de năsturelul de mare. Al meu, din păcate, e un pic cam mare, n-am găsit mai mic, dar poate voi aveți mai mult noroc ca mine. Deci să începem cel de-al patrulea rând. Întoarcem rândul, ca și cum am lucrat pe cel de-al cincilea. Lucrăm 3 puncte de lanț sărim peste 2 ochiuri și în al treilea lucrăm un picioruș scurt. Lucrăm iarăși 3 puncte de lanț, sărim peste 2 ochiuri și lucrăm un picioruș scurt. 3 puncte de lanț, sărim peste 2 ochiuri, un picioruș scurt. 3 puncte de lanț. Vedeți, foarte simplu, după cum ziceam, este doar o combinație de piciorușe și lănțișor.
Iar aici, la sfârșit, când am ajuns la sfârșitul rândului, va trebui să mergem cu buclele pe partea cealaltă și lucrăm cu punct alunecat, astfel încât să ajungem pe partea cealaltă a lucrului. Deci nu întoarcem, ci pur și simplu mergem mai departe până în partea de jos. Adică ajungem pe partea cu care am început brățara, cu cele 40 de lănțișoare. Când am ajuns în capăt, vom, da, deci să fim pe aceeași linie și lucrăm 3 ochiuri de lanț, sărim peste 2 ochiuri și pe aceeași linie cu cel cu piciorușul scurt de pe rândul, de pe partea de jos, facem un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț și mergem pe aceeași linie, facem un picioruș scurt. Trei ochiuri de lanț. Facem un picioruș scurt. Da, vedeți, acum avem bucle atât pe o parte, cât și pe cealaltă. Și am ajuns în capăt. Iar acum, după cum ziceam, dacă doriți pentru năsturel, puteți să faceți bucla pentru încheietoare acum. În sensul că lucrați iarăși 3 puncte de lanț, dacă este năsturelul foarte mic, sau 4-5. De exemplu, eu am făcut acum cu 5. Și uniți cu un punct alunecat la sfârșit. Și am terminat cu firul alb. Am făcut buclele pe fiecare parte. Acum urmează ultimul rând cu modelul cu nuanța roșie. Cu firul roșu acum voi face partea aceasta care este cu alb la cealaltă brățară. Vă alegeți care doriți să fie fața, care vă place mai mult. Nu este diferit, nu este foarte diferită una față de cealaltă, doar că pe o parte aveți două rânduri lucrate cu piciorul scurt pe față, cum ar veni, și pe o parte aveți un picioruș scurt lucrat pe față. Eu voi alege aceasta să fie fața, exact în ordinea în care am mers și până acum, adică fața pe care am lucrat. După cum ziceam, aici am început, aici am încheiat rândul cu alb. Acum cu roșu va trebui să începem tot de aici, de unde am început ultimul rând cu alb. Și va trebui să lucrăm așa. Facem un punct, cu un punct alunecat luăm firul și facem un ochi,
apoi lucrăm un picioruș scurt, mai departe lucrăm 3 piciorușe duble în buclă, 1, 2, 3 și tot în buclă, un picioruș scurt. La următoarea buclă mergem direct. Lucrăm un picioruș scurt, 3 piciorușe duble. Ați văzut că pentru picioruș dublu am luat jeteu. Introduc croșeta prin buclă, luăm jeteu iarăși, tragem pe sub buclă, luăm jeteu, tragem firul prin primele două, jeteu tragem prin următoarele două și am făcut un picioruș dublu. Deci avem 2 piciorușe duble, 3 piciorușe duble și un picioruș scurt. În următoarea buclă, un picioruș scurt, 3 piciorușe duble, 1 picioruș scurt. Și tot așa până la sfârșitul brățării, de jur împrejur până terminăm. Două piciorușe, 3 piciorușe duble, 1 picioruș scurt. Când am ajuns aici la sfârșitul rândului, voi lucra câte un picioruș scurt în fiecare ochi pentru a trece pe partea cealaltă. Și am făcut piciorușul scurt din buclă, apoi 3 piciorușe duble, 1 picioruș scurt și mai departe la fiecare buclă se lucrează câte un grup, după cum ziceam, din un picioruș scurt, 3 piciorușe duble și iarăși picioruș scurt.
Și am ajuns la încheietoare. Puteți să o lăsați exact așa sau puteți să-i faceți o margine cu roșu, în sensul că mergeți exact unde începe încheietoarea și faceți cu piciorușe scurte mai multe piciorușe scurte pe marginea încheietorii. Eu am făcut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și apoi mergeți de unde ați început rândul și faceți un punct alunecat pentru a încheia rândul. Tăiem firul, iar apoi, pentru finisare, va trebui să coaseți toate firele rămase cu acul neapărat, deci nu faceți doar nod, ci trebuie să le coaseți, pentru că altfel riscați să se desfacă și după aceea se desface tot lucrul. Da? Aceasta este brățărica. Aici vom pune năsturel și aici vom coase toate firele rămase. Varianta cu alb pe mijloc și roșu pe margine sau varianta cu roșu pe mijloc și alb pe margine. Spor la lucru.